Bine ați revenit alături de noi. După cum vă anunțam înainte de publicitate, Republica Moldova între Est și Vest. Un subiect care contează pentru România, un subiect care va fi temă de discuție cu siguranță mult de acum înainte. Iată că România a girat în mai multe rânduri pentru guvernul de la Chișinău, unul nu neapărat democratic, unul ce a supus persecuțiilor jurnaliști liberi din Republica Moldova, unul care a reușit să acapareze marea parte a sistemului birocratic prin crearea membrilor de partid în mod artificial, un regim ce încearcă să convingă Uniunea Europeană că e un pro-european, dar care merge de mână cu Vladimir Putin, un regim care a fost sancționat de Uniunea Europeană în mai multe rânduri, un regim ce riscă a transforma la granițele Europei un artificial stat într-o zonă de instabilitate politică și geopolitică puternică. Ne dorim oare o zonă instabilă la granițele României? Păi, teoretic și practic n-ar trebui să ne dorim o zonă instabilă la granițele României, dar când avem o discrepanță și o non-înțelegere între Palatul Victoria și Palatul Cotroceni, când avem un președinte care încearcă să țină o anumită direcție și un guvern care este în contra a tot ceea ce se dorește la nivel european și la nivelul politicii internaționale, ajungem în situația în care în Republica Moldova, în ultimii, mă refer în primul rând începând cu 2015, cu momentul scoaterii de pe șicherul vieții politice a fostului premier moldovean Vladimir Filat, și a destructurării Partidului Liberal Democrat, când practic a fost războiul vlazilor între Vladimir Plahoniuc și Filat, atunci ideea de parteneriat estic, nu, de parcurs european, atunci drumul european al Republicii Moldova, în opinia mea, a fost total închis pentru viitorul românilor dintre Prut și Nistru, una la mână. Doi la mână, guvernarea de la București a jucat prost, în sensul în care prin tăcere, da, a girat aceste transformări, nu neapărat pozitive și democratice, că au fost la limita democrației, în care Vladimir Plahoniuc, oligarhul care controlează de la un cap la altul Republica Moldova, adică tot ce mișcă Republica Moldova, de la instituțiile de forță până la ultimul cetățean, prin acel sistem al pânzei de păianjen, în care fiecare se îndatorează la fiecare și în momentul, e o metodă caghebistă la origine, îi țin într-o ruletă rusească a datoriilor și a cumva al presiunilor. Bun. Ajungem în momentul în care Vladimir Plahoniuc, tot cum a spus și dumneavoastră, a jucat o carte, a încercat să joace cu Uniunea Europeană, cu Statele Unite și a plătit articole în importante reviste la Consiliul Atlantic, în reviste de politică externă, și a girat în primul rând în 2016 alegerea lui Igor Dodon, care mie mi se pare o catastrofă geopolitică enormă. Acest Igor Dodon, care este controlabil, este unealta lui Plahoniuc, și o spun, o știți și noastră, și o spun direct, o unealtă, dar pe de altă parte această unealtă la un moment dat iese din jocul stăpânului, în ghilimele, al jocului, fiindcă vedeți noastră, a încercat și va încerca tot timpul, cât va mai fi președintele Republicii Moldova și va avea sprijinul socialiștilor, cu electoratului cu viziune pro-putiniană și tributară memoriei URSS-ului, da, a ceea ce a însemnat Stalin și Uniunea Sovietică, da, va fi un pericol pentru oricine va încerca la Chișinău să construiască o alianță, în primul rând, o majoritate pro-europeană în momentul de față. Blocul acum, eu spun și o spun cu părere de rău, blocul acum a greșit, dar totodată reprezintă unica soluție pentru viitorul Republicii Moldova. Chiar dacă va fi în opoziție, viitoarea guvernare de la București, cumva cu ceea ce va însemna viitoarea opoziție din jurul blocului acum, trebuie să se întrunească. Deci viitorul guvern, care va fi și viitorul parlament, că acum deja intrăm în anul viitor, intrăm în alegeri parlamentare. Domnule Rotaru, ne trebuie o strategie de politică externă
asumată de toate partidele politice în care un rol principal să-l aibă Republica Moldova, dacă mai vrem să fim pe același drum. Eu, din ce am văzut la Congresul Partidului Social Democrat din martie 2018, de la sala Palatului, unde au venit, a venit ideologul PDM-ului și mâna dreaptă a domnului Vladimir Plahoniuc, și aici mă refer la Dumitru Diacov și la mâna dreaptă Cebotarii, am rămas șocat. Adică ideea e frate, dar fiecare pe drumul lui cu casa lui. Păi trebuie să știm foarte clar ce facem cu... Domnule Rusu, înainte de o analiză concretă, și mă bucur că deține expertiză atât de amănunțită în situația din Republica Moldova, aici, în emisiunea noastră la București TV, fostul primar general al Chișinăului în 3 mandate, actualul președinte al Partidului Liberal din Republica Moldova, a declarat că, din păcate, în alegerile parlamentare de acolo, de peste Prut, a fost o implicare directă a Federației Ruse. Pe parcursul supervizării dumneavoastră a campaniei electorale din Republica Moldova, ați simțit o prezență a Federației Ruse în alegerile din Republica Moldova și de ce s-ar implica? S-a simțit și încă se simte. Păi se simte, se implică, fiindcă are tot interesul să nu se creeze o majoritate confortabilă. Opoziția pro-europeană și tot ce înseamnă formațiunile non-guvernamentale, ONG-urile și Partidul Liberal cu viziune pro-unionistă să rămână fragmentate și cumva să controleze prin ceea ce înseamnă regiunea transnistreană și regiunea autonomă găgăuză jocul politic de la Chișinău și implicit viziunea de politică externă. Așa zisa viziune de politică externă, că nu, Republica Moldova, după cum știți, nu are o viziune de politică externă și nu știu în ce măsură în acești 30 de ani au reușit să construiască, fiindcă ce a fost și ce va fi la Chișinău, i-au oscilat între București, Kremlin, București, Kremlin, Kiev, cât Ucraina a fost o națiune, statul ucrainean a fost întreg. În momentul de față, Rusia are tot... Când a fost o anexă exterioară a Federației Ruse, a fost întreg. Când a îndrăznit să aibă propriile păreri, nu a mai fost. Da, exact, și vom avea alegeri prezidențiale în martie, iar Federația Rusă, de ce în acești 29 de ani, nu Federația Rusă niciodată, indiferent de cine a fost președintele Federației Ruse și establishmentul politic de la Kremlin, niciodată nu au mers către o direcție clară a rezolvării conflictului înghețat din Transnistria, fiindcă Transnistria este o zonă de control, o zonă de o gaură neagră, o economie neagră subterană și o zonă de trafic de arme și narcotice dintre vestul și estul Europei. Pe de altă parte, este și o zonă de presiune și o zonă tampon. Avem forțe speciale, Armata 14. Când a fost exercițiul Grad în 2017 și 2018, la Tiraspol s-au făcut exerciții foarte clare de apărare, nu de apărare, de atac. Se fac în continuare. Există industria grea a Republicii Moldova, se află comasată în Transnistria. Hidrocentralele sunt în zona aceasta, deci este un punct de control militar și economic. Pe de altă parte, mai există o problemă cu regiunea autonomă găgăuză. Da, aici sunt presiuni. Deci ieri am văzut niște știri care se spunea foarte clar că deja au început să blocheze observatorii OSCE în zona transnistreană și în zona găgăuză și chiar într-o secție de votare au blocat președintele și membrii biroului electoral din acea zonă. Vor fi probleme majore în aceste zone, fiindcă statul moldovean, care sub bagheta maestrului Plahoniuc, în ghilimele, nu reușește să controleze absolut nimic, după știți de la alegerile prezidențiale din 2016, mi-e teamă de un turism electoral din regiunea transnistreană către malul drept al Nistrului. Directorul Liceului Român din Tiraspol, Lucian Blaga, Ion Iovcev, a venit cu o postare foarte interesantă pe rețelele de socializare, în care prezenta un mesaj primit de către o rudă de-a domniei sale, în care cineva anunța că pentru 20 de dolari trebuie să meargă cu pașaportul moldovenesc în una din secțiile de votare proxime pentru a vota pe cine trebuie. Da! Domnul, cunosc pe domnul Iovcev, este un mare patriot, un mare român. M-am bucurat pentru decizia dânsului de a candida pentru în regiunea transnistreană, fiindcă era nevoie și este nevoie de un astfel de om, dar totodată
Într-adevăr, nu mi se pare ceva ieșit din comun că li se oferă 20 de dolari sau cumva li se oferă mijloace de transport, fiindcă regiunea transnistreană în momentul de față nu o controlează statul moldovean și v-am zis încă o dată, trolii lui Putin și Kremlinul are tot interesul ca aceste alegeri să iasă spre, știm foarte bine, către ce vor să meargă, către socialiști și către latura Partidului Șor și, și Partidul Democrat al domnului Plahoniuc. Că știți, ați văzut că Plahoniuc, părerea mea, va încerca această, mie asta mi-a fost frică și vă spun cu cea mai mare seriozitate. În 2017, premierul Mihai Tudose, pe care vă sugerez, dacă reușiți să-l invitați în studio la noastră, ar fi o emisiune de mare anvergură, în sensul în care a girat în vara acelui an, a făcut o vizită la Chișinău, da, și a girat și a lăudat sistemul mixt electoral. De natura plahoniciană, care este o mare mizerie, iertați-mă în ghilimele, Comisia de la Veneția a sancționat grav această lege. E, Plahoniuc a făcut această struță cămilă, fiindcă pe partea de candidatură uninominală va putea să impună niște așa zis independenți care după rezultatul de luni, să sperăm că va fi într-o manieră pozitivă blocului acum și a unioniștilor, sperăm că va fi, dar vor pierde foarte multe voturi atât în partea regiunii transnistrene, cât și în aceste circumscripții electorale. Mă refer la diaspora. Diaspora din Republica Moldova va avea probleme, fiindcă oamenii ăștia au schimbat, nu mai au voie să voteze cu buletine expirate și mai este o problemă, domnule Rotaru. Că era să uit acea problemă. Vom avea și un referendum pentru reducerea numărului de parlamentari, care iar va bulversa electoratul. Vor fi 4 buletine de vot. Știți prea bine problemele de la noi, din România, cu votarea. Când oamenii, dar unii oameni care vor merge, vor vrea să voteze, alții nu vor mai putea, iar ceilalți vor fi aduși la număr. Că, iertați-mă, Stalin a spus că nu contează cine votează și asta e marota Putin. Cine le numără. Și, din păcate, ideologia stalinistă e foarte prezentă în Republica Moldova. Care preconizează dumneavoastră că va fi rezultatul după? Nu vreau să fim nici de cum, nici Nostradamus, nici Baba Vanga. Dar pe o analiză concretă, coerentă, care preconizează că va fi rezultatul și dacă riscăm, reiterez această întrebare, riscăm să avem o zonă de instabilitate pe Prut, riscăm să avem o graniță a Federației Ruse improprii pe Prut? Din păcate, pericolul, cum am și scris zilele acestea, reinstaurării unei noi cortine de fier pe Prut este evident în momentul de față și lucrurile din teren, sondajele și modul cum această campanie electorală a fost orchestrată atent de oamenii lui Plahoniuc și controlată prin instituțiile de forță ale statului moldovean, mie îmi induc sentimentul că va fi nu va fi o victorie foarte clară, dar va fi clar o majoritate formată din Partidul Socialiștilor al președintelui Igor Dodon, PDM, Partidul Șor și probabil o serie de independenți. Problema va fi că nu va intra blocul acum în nou plen. Problema va fi cu cât blocul acum va intra în Parlamentul de la Chișinău. Și tare mi-e frică că pe fondul acestor rezultate care sper să fie, v-am zis, miza va fi cu cât va intra în Parlament blocul acum. Nu se va pune problema unei victorii, fiindcă... De ce credeți că nu are șansă blocul acum să câștige? Păi nu, în primul rând s-a blocat diaspora, deci sabotaj în diasporă. Da. Probleme în regiunea transnistreană și în zona regiunii autonome găgăuze și presiunea pe care o vor face prin Serviciul de Informații și Securitate a Republicii Moldova, Direcția de Operațiuni Speciale a Ministerului de Interne a Republicii Moldova, Poliția de Frontieră a Republicii Moldova și tot ce înseamnă activiștii partidelor. Domnul Plahoniuc a reușit prin ceea ce a însemnat structura PDM-ului și prin pomenile electorale. Eu am văzut foarte multe postări, am citit foarte multe lucruri ceea ce s-a întâmplat în această campanie electorală. Practic, blocul acum nu a fost lăsat. În multe raioane ale Republicii Moldova, candidații pro-europeni nu au avut nicio șansă. Nu li s-a permis la unii dintre acești candidați, nu o să dau nume, nici măcar
să ducă într-o anumită sală de la primărie sau de la căminul cultural din respectiva localitate să susțină un simplu mesaj. Cum trebuie să se raporteze România? Fiindcă suntem români, suntem aici în România și cu siguranță trebuie să conteze pentru noi ce se întâmplă la granițele noastre. Niciodată nu ne-am dorit o zonă de instabilitate. Ori ce conflict la granițele României e un pericol iminent la adresa spațiului actual român. Dincolo de legăturile istorice, fraternice, orice vreți noastră, vorbim despre o situație foarte clară în care riscăm să avem o zonă de instabilitate, riscăm să avem un pericol iminent la frontierele României. Reiterez, frontiere dificile, fiindcă sunt frontiere de graniță atât NATO cât și a Uniunii Europene. Cum trebuie să se poziționeze România în cazul în care avem acest scenariu trist, după alegerile de duminică? Sper să nu fie chiar un scenariu foarte, nu pot să zic foarte negativ, foarte trist, dar în primul rând guvernul de la București ar trebui să o lase, iertați-mă în ghilimele, mai moale, cu susținem parcursul european. Am vorbit cu factorii de decizie de la Chișinău, vom face tot ce putem să construim o majoritate pro-europeană. Păi o majoritate, în primul rând, pro-europeană, eu nu cred că blocul acum va construi, vă dau un exemplu, cu PDM, o alianță pro-europeană sau cu PSRM, că existau la Chișinău aceste variante, împotriva oligarhului Plahoniuc. Nu va risca nici Maia Sandu, nici Andrei Năstase o astfel de alianță. De altfel a fost și un moment interesant, cel puțin, eu cred că foarte ciudat pus la punct din punct de vedere a imaginii, dar, mă rog, a fost în care membrii acestui bloc pe care l-ați enunțat din astea rânduri au semnat pe proprie răspundere, pe subsemnătura proprie, că nu vor face o alianță cu PDM, PSRM și Partidul lui Șor. Eu sper că acești oameni, i-am cunoscut personal și mie mi-a făcut o impresie pozitivă, sper să continue, le va fi foarte greu, le-a fost și le va fi foarte greu cu sistemul lui Plahoniuc, dar să își mențină linia de verticalitate, fiindcă le va fi foarte greu, dar v-am zis încă o dată, se va pune problema cu cât la sută vor intra, câte mandate vor reuși să obțină în viitorul Parlament. Și totodată există și riscul presiunilor după aceste alegeri de luni încolo, să zicem de marți, miercuri încolo, în urmă, până în vară, a domnului Plahoniuc de a reuși să racoleze o majoritate în Parlament. Avem un precedent în această situație. Da, adică și multe exemple. O să avem niște independenți, voi vor lua de la Partidul Ușor, vor mai încerca de la socialiști, adică nu vor încerca, va da un telefon la Dodon și nu știu cât, câți vor intra și câți se vor duce, adică... Sau invers, fiindcă mulți au spus că Dodon vrea cu toate forțele să se debaraseze de tutela persistentă a lui Plahotniuc și va încerca să creioneze o alianță împotriva lui Plahotniuc. Sincer, domnule Rotaru, Igor Dodon nu are nicio șansă să iasă de sub tutela lui Plahotniuc, atâta timp cât Plahotniuc a știut să jongleze, în ghilimele vorbesc, să jongleze, să balanceze între Kremlin și Washington. A jucat și joacă la niște cercuri înalte la Kremlin, astfel încât Igor Dodon nu a avut nicio șansă. Ar fi putut să facă această strategie dacă Vladimir Putin l-aș fi girat. Și Putin, de obicei, nu vreau să mă întorc la istorie, la evul mediu, cu cum erau investiți cavalerii. Nu mi-am propus chestia asta, dar nu a dat niciun semn pozitiv, pentru că dacă s-ar fi întors la Chișinău cu o reformă, cu un ajutor substanțial în economie, cu, nu, fructele și produsele de... Au fost câteva camioane donate. Câteva, dar scuzați-mă. Și Lukashenko i-au dat câteva tractoare în primăvara anului trecut, când s-au dus la semănat. Domnule Rusu, din păcate timpul alocat emisiunii noastre s-a apropiat de final. Eu mulțumesc tare mult pentru expertiza dumneavoastră și pentru analiza obiectivă pe care am avut-o asupra situației din România și din cel de-al doilea stat românesc, chiar dacă am persistat pe acest subiect, e foarte important. Vă mulțumesc și înainte să încheiem emisiunea, vreau să fac un apel către frații noștri dintre Prut și Nistru și dintre cetățenii, dintre moldoveni, românii noștri care sunt la București și în diaspora, să iasă duminică număr cât mai mare la voci și să voteze cu blocul acum pentru viitorul european al Republicii Moldova și să nu-și piardă speranța că la un moment dat, dacă vor ști să construiască o majoritate, Republica Moldova încă va avea un viitor pre-european și sper din tot sufletul, v-am zis încă o dată,
să obțină cât mai multe, ca acest bloc acum să obțină cât mai multe mandate în viitorul plen de la Chișinău. Vom vedea în următoarele luni ce se va întâmpla. Domnule Rusu, mulțumesc încă o dată. Eu sper ca cei care ne urmăresc să poată ajunge să voteze, să poată să își exprime dreptul fundamental, cel de a alege și a fi ales prin Constituție. Eu sunt Alexandru Otaru, vă reamintesc că ne-am aflat în dezbatere în această seară alături de domnul Sebastian Rusu, jurnalist și analist politic. Mulțumesc mult încă o dată pentru prezență. Și eu vă mulțumesc. Sper să ne revedem cât de curând în platoul București TV. Înainte de a încheia, nu pot să nu vă reamintesc, dragi români de pretutindeni, dragi români basarabeni, dacă ne urmăriți în aceste momente, mergeți la urnele de vot pe 24 februarie, mergeți și votați românește. Nu vă spun cu cine să votați. Este foarte important să vă dați votul, să vă dați votul pentru care au luptat ai noștri părinți, pentru care au luptat ai noștri bunei. E votul ce poate garanta existența pașnică a Republicii Moldova, fiindcă suntem sub o amenințare directă. Suntem luați în vizorul putinian, suntem luați în vizorul forțelor oculte de la Kremlin, iar cei de aici, de acasă, din România, nu uitați, peste Prut există încă 3 milioane de români. La revedere!